Oficialități ale județului Olt, dar și personalități care vor desfășura activități diverse în cadrul festivalului Oltenii și restul lumii au fost prezente joi seara la spectacolul Slatina Culturală Tradiții și Umor. Binecunoscuții Frankfurt și Mitic au fost prezentatorii evenimentului. Aceștia au lansat și o invitație slătinenilor. Am fost aduși aici să prezentăm evenimentele care se întâmplă. Ca evoluție așa avem câteva sketch-uri ale noastre, speră să fie gustate de public. Aici, noi fiind olteni amândoi de origine, n-au cum să nu prindă. Invităm toți slătinenii să vină, să participe cât mai mulți la... Să vină cu micul mare la sărbătoare. Să profite că e cald afară și e frumos, o vreme nesperat de frumoasă. Vezi, Dumnezeu ține cu slătinenii și noi o să ne dăm toată strădania să iasă o chestie super... Așa cum merită, de fapt, slătinenii. Vă așteptăm noștri. Pe toți să veniți. Vă așteptăm cu drag, vă pupăm. La avanpremiera festivalului Oltenii și restul lumii a participat și actrița Daniela Nane, personalitatea evenimentului în acest an. Aceasta a fost încântată de primirea călduroasă a slătinenilor și s-a arătat mândră de originile ei oltenești. Și Ovidiu Lipan Țăndărica a transmis o invitație slătinenilor la concertul incendiar pe care îl va susține pe esplanada din centrul orașului. Din fericire mă simt și eu și chiar sunt jumătate olteancă pentru că tata e de la Vișina, dintre Corabia și Caracal, deci sunt și eu un pui de oltean, ca să zic așa. Mă simt foarte bine la Slatina de fiecare dată, am întâlnit oameni extraordinari, un public cald, am avut câteva spectacole aici și vin cu mare plăcere de fiecare dată. Și sper ca acest spirit al umorului oltenesc să dăinuiască și să cuprindă cât mai multă lume. Acum, iată-ne... Oltenii și restul lumii, umorul mă caracterizează, autoironia, îmi face mare, mare plăcere să fiu la Slatina și vom avea sâmbătă seara un concert cu Boschito, iar eu o să fac un show senzațional pentru slătineni. La spectacolul Slatina Culturală Tradiții și Umor, participanții s-au bucurat de prezentări ale portului tradițional și dansuri din zona Olteniei.